Bună ziua, stimați colegi! Mă bucur să vă revăd. Sper că sunteți sănătoși. Apropo de sănătate, vedeți că în ultimele zile avem o cifră tot mai mare de noi infectări. Când deja ne apropiem de 1000 de cazuri pe zi, lucru care ne îngrijorează. Și cu această ocazie vreau să vă îndemn și pe dumneavoastră, dar și pe cetățenii noștri să fie cât mai precauți în ceea ce privește respectarea normelor sanitare, să fim atenți, să încercăm să evităm aglomerațiile umane și să încercăm să ne izolăm pe cât este posibil de marele conglomerații. Încercăm să facem pe cât este posibil față. Doamna Zătâc, dacă puteți, faceți doar o succintă, vă rog foarte mult, o succintă prezentare a situației la ora actuală. Mulțumesc! Bună ziua tuturor, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului. Conform datelor înregistrate la ziua de ieri, avem 993 cazuri noi confirmate. Din aceste 993, 6 cazuri sunt de import. Cifra totală reprezintă 167.546 cazuri. Cazuri active sunt 8.382. Au fost realizate în ziua de ieri 3.342 teste, teste primare 3.048, numărul total de teste efectuat 658.607 cazuri. În ziua de ieri au fost confirmate 482 cazuri în municipiul Chișinău, Ialovenie 73, Taraclia 37, Hâncești 33, Bălți 27, raioanele Dubăsari, Ștefan Vodă, Vulcănești, câte un caz. Avem raioanele amplasate geografic în jurul Chișinăului, sunt mai mult afectate, numărul de cazuri fiind mai mare. Conform tendințelor care se înregistrează, avem creștere majoră săptămâna trecută, săptămâna 5. În această săptămână vom avea probabil un număr mai mare, mai majorat de cazuri comparativ cu săptămânile 1-4. Numărul de cazuri care se raportează cu vindecare, la ziua de ieri am avut 601 cazuri, total 155.557 cazuri s-au vindecat. Din păcate, avem crește numărul de persoane care sunt infectate din rândul lucrătorilor medicali. Pentru ziua de ieri, 50 de lucrători medicali, din care 16 medici, 26 asistenți medicali, 8 personal auxiliar. Pacienții în stare extrem de gravă sunt 280, pacienții intubați 50. De fapt, pericolul și îngrijorarea noastră cea mare este că creșterea, așteptăm conform calculurilor care au fost estimate de către specialiștii în sănătate publică, dacă în săptămâna precedentă am avut creștere cu 30% a numărului de cazuri, posibilitatea de creștere în această săptămână ar fi plus 20%. În numărul cazurilor grave, de asemenea, este în creștere cu 30%. Este o povară extrem de mare asupra sistemului medical. Capacitățile de spitalizare sunt în diminuare. Noi reactivăm paturile care le-am dezactivat în luna ianuarie. Astăzi deschidem suplimentar 130 de paturi în municipiul Chișinău. Spitalul de ftiziopneumologie municipal este deja redeschis după o perioadă de stopare a activității. Respectiv, luăm toate măsurile care sunt necesare pentru a asigura acces la asistență medicală, dar posibilitățile respective sunt limitate. Vom și extinderea numărului de paturi pentru pacienți COVID, de fapt, limitează accesul la alte servicii. De aceea este foarte important ca populația să respecte în continuare măsurile de protecție pentru a micșora numărul de infectări. Pentru ziua de ieri am avut înregistrate 18 cazuri de deces. De asemenea, și la acest capitol stăm foarte rău.
numărul este în creștere cu 20% comparativ cu săptămânile precedente. Încă o dată, concluzia ceea ce ați menționat și dumneavoastră, stimate domnule prim-ministru, noi avem nevoie de mobilizare totală a întregii comunități pentru a stopa răspândirea infecției și pentru a micșora povara asupra spitalelor și povara în general asupra sănătății publice. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, doamna secretar de stat. Urmărim în continuare și teamă mie că dacă numărul de infectări va continua să crească, va trebui să revenim la anumite decizii a Comisiei Naționale Extraordinare Situației Excepționale și să revenim la anumite restricții pentru a ne asigura că încercăm sau cel puțin facem tot posibilul pentru a ne opune extinderei noilor cazuri de infectări. Nu vor fi decizii ușoare, va trebui să întreprindem acțiuni radicale, dar suntem în fața unor decizii care va trebui să le luăm. Vă mulțumesc încă o dată, doamna Zatec, pentru informații. Stimați colegi, revenim la agenda de lucru a ședinței noastre de astăzi. Punctul numărul 1, problema cadrelor. Domnul ministru Perju, înțeleg că vreți să ne faceți un anunț la acest subiect. Da, bună ziua tuturor. Mulțumesc, domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului. În temeiul articolului 7, litera I din legea numărul 136 în 2017 cu privire la guvern și al articolului 22, alineatul 1, litera A și alineatul 3 din legea numărul 199 în 2010 cu privire la statutul persoanelor funcției de demnitate publică, se propune eliberarea domnului Dorin Andros din funcția de secretar de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din data de 15 februarie curent, în baza cererii de demisie. Stimați domnule prim-ministru, stimați colegi, ne pare rău că domnul Andros dorește să demisioneze în această funcție, dar cu această ocazie vreau să-i mulțumesc pentru întreaga activitate desfășurată în cadrul Ministerului, fiind responsabil de dezvoltare regională și pentru implementarea cu succes a multiplor proiecte de dezvoltare regională, dar și nu numai, întrucât în anumite perioade domnul Andrus a fost responsabil și de sectorul de mediu, domeniul mediului, unde s-a isprăvit de minune. Cu această ocazie țin să-i mulțumesc pentru întreaga activitate desfășurată în beneficiul cetățenilor și în atingerea obiectivelor ministerului. Totodată să-mi exprim convingerea că și în ulterioarele activități pe care le va avea domnul Andrus, cunoscându-l ca un bun specialist și expert în domeniu, vom avea o lucrare bună. În acest context, încă o dată vreau să rog susținerea proiectului dat de eliberare a domnului Andrus din funcția de secretar de stat a Ministerului. Vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc, domn ministru. Dați-mi voie și eu să-i mulțumesc domnului Andrus pentru efortul depus, pentru expertiza pe care a pus-o la în serviciu Republicii Moldova în această funcție de secretar de stat. Și vă îndemn, stimați colegi, să aprobăm cererea de demisie a domnului secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Dorin Andrus. Cine este pentru acceptarea cererii de demisie, rog să votați. Vă mulțumesc. Încă o dată, mulțumiri domnului Andrus pentru efortul depus. Păcat că în această dificilă perioadă plecați din Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, însă înțelegem foarte bine și aspectele de ordin personal. Rog în continuare domnul Pașcu. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, în temeiul articolului 7, litera I din legea cu privire la Guvern și articolul 22, alineat 1, litera A și alineatul 3 din legea cu privire la statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică se propune eliberarea domnului Iulian Postică din funcția de secretar de stat a Ministerului Economiei și Infrastructurii din data de 19 februarie 2021, în baza cererii de demisie. Dacă îmi permiteți, domnule prim-ministru, vreau să aduc sincere mulțumiri domnului secretar de stat Postică pentru profesionalism, pentru implicare, pentru atitudine și să-i doresc succes pe terenul profesionist și, desigur, sănătate. Mersi mult, domnul Postică.
Vă mulțumesc, domnul secretar de stat. Dați-mi voie și eu să-i mulțumesc domnului Postică pentru efortul depus și iarăși să-mi exprim regretul că într-o astfel de perioadă dificilă în care ne aflăm, suntem în exercițiu funcțiilor, suntem în guvern în demisie, dar iarăși înțeleg că sunt criterii care l-au determinat pe domnul Postică să depună această cerere. Stimați colegi, cine este pentru acceptarea cererii de demisie a domnului Iulian Postică, secretar de stat în Ministerul Economiei și Infrastructurii, rog să votați. Vă mulțumesc. În continuare, rog doamna Liliana Iaconi. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, în temeiul prevederilor legii cu privire la guvern și al legii cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, se propune eliberarea domnului Gheorghe Negru din funcția de șef adjunct al Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, responsabil de la raionul Călăraș, din data de 1 martie 2021, în baza cererii de demisie. Rog aprobarea demisiei domnului Gheorghe Negru. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Iaconi. Stimați colegi, cine este pentru acceptarea acestei propuneri, rog, votăm. Vă mulțumesc! Și în acest caz îi mulțumim domnului Negru pentru efortul depus în cadrul exercitării funcției pe care a deținut-o. Stimați colegi, trecem deja nemijlocit la agenda de lucru a examinarea proiectelor hotărârilor de guvern care le avem incluse în agenda. La punctul 2 este vorba despre aprobarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Stimate domnul ministru al Justiției, domnul Nagacevski, vă rog mult, dacă puteți, să faceți prezentările corespunzătoare. Da. Bună ziua, stimați colegi. Vă propun spre examinare proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Notez că în temeiul hotărârii Guvernului numărul 850 privind la instituirea Comisiei pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și aprobarea regulamentului privind modul de organizare și desfășurarea concursului național pentru desemnarea candidaților pentru supunerea postului de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din partea Republicii Moldova, s-a desfășurat concursul pentru selectarea celor trei candidați la postul de judecător. Cea de-a doua etapă a avut loc la data de 27 ianuarie 2021. Cu votul membrilor comisiei au fost selectați următorii candidați: Scobioală Diana, Grosu Vladimir și Ieșanu Nicolae. În continuare, respectivii candidați urmează să fie prezentați către panelul consultativ de experți, privind candidații pentru alegeri în calitate de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și urmarea opiniei expuse de către panelul consultativ de experți. Dacă va fi opinia pozitivă în cazul respectiv, noi vom expedia deja lista către adunarea parlamentară a Consiliului Europei în vederea obținerii votului pentru cel mai bun candidat din acești trei care au fost selectați de către Comisia Națională. Respectiv, ținând cont de cele expuse, rog susținerea proiectului de hotărâri de guvern. Da, vă mulțumesc, domnul ministru Nagacevski. Stimați colegi, supun votului prezentul proiect al hotărârii de guvern, dar nu înainte de a vă întreba dacă aveți comentarii, propuneri. Dacă nu, vă rog respectuos să acceptăm această hotărâre de guvern. Vă mulțumesc. Le urăm succes celor trei candidați selectați de către Comisia Națională, doamnei Scobioală, domnului Grosu, domnului Ieșanu. Deja rămâne ca adunarea parlamentară a Consiliului Europei să decide cine din acești trei candidați va fi desemnat drept judecător al Curții Europene pentru Drepturile Omului din partea Republicii Moldova. Mergem mai departe. Punctul 3 al agendei cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2021. Doamna secretar general a Guvernului, Liliana Iaconi, vă rog frumos. Mulțumesc.
Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici pentru anul 2021. Proiectul de hotărâre a fost elaborat de către Cancelarea de Stat în colaborare cu Academia de Administrare Publică în scopul asigurării executării prevederilor articolului 37 din legea numărul 158 din 2008, care prevede dreptul și obligația funcționarilor publici de a-și perfecționa în mod continuu abilitățile și pregătirea profesională. Programele de dezvoltare profesională incluse în acest proiect și categoriile de funcționari publici care urmează a fi instruiți au fost stabilite în baza propunerilor autorităților publice, reieșind din necesitățile reale de instruire a personalului încadrat pentru anul 2021. În comanda de stat pentru anul 2021 sunt prevăzute 13 programe de instruire pentru peste 1000 de persoane care urmează a fi instruite, după cum am menționat, în cadrul Academiei de Administrare Publică. Costul acestor instruiri constituie circa 1 milion de lei. Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la comanda de stat se încadrează în limita mijloacelor financiare alocate în acest scop pentru anul 2021. Doresc să menționez că proiectul a fost consultat și avizat de toate părțile interesate și participante la procesul de instruire. Iar la definitivarea acestuia s-a ținut cont de toate propunerile acestuia. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Iacone. Este adevărat, avem nevoie de funcționari publici bine instruiți. Este vorba și de calitatea cunoștințelor și de abilitățile profesionale a funcționarilor publici care activează în structurile de stat ale Republicii Moldova. Consider că este o prioritate absolută procesul de perfecționare profesională continuă a colegilor noștri din ministere, departamente, agenții și așa mai departe. Stimați colegi, dacă aveți obiecții, eventuale propuneri la acest proiect de hotărâre de guvern, vă rog mult. Dacă nu, rog respectuos să punem votului acest proiect de hotărâre a Guvernului. Cine este pentru aprobare, rog votați. Vă mulțumesc. În continuare, doamna secretar de stat Tatiana Zatâc, vă rog respectuos. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la stabilirea cuantumului de alcool etilic nedenaturat destinat producerii farmaceutice și utilizării în medicină pentru anul 2021. Proiectul a fost elaborat în temeiul codului fiscal numărul 1063-97, și al legii numărul 72-2014, privind aprobarea nomenclaturii combinate a mărfurilor, cât și planurile de fabricație privind utilizarea cuantumelor de alcool etilic nedenaturat prezentate de producătorii de medicamente. Anual se efectuează evaluarea necesităților și normelor de consum al alcoolului etilic destinat utilizării în medicină, în urma cărora se stabilește cuantumul anual de alcool etilic nedenaturat cu întocmirea listei utilizatorilor și cuantumurile de alcool etilic nedenaturat destinat producerii farmaceutice și utilizării în medicină repartizate acestora. În ansamblu, cuantumul de alcool etilic nedenaturat solicitat pentru anul 2021 constituie 34.994,503 decalitri, este unul majorat cu circa 23,36% comparativ cu anul 2020, când aceasta a fost 28.367,299 decalitri, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 102-2020. Inclusiv, instituțiile medico-sanitare publice au solicitat pentru anul 2021 o cantitate de alcool etilic majorată cu circa 16,13%. Totodată menționăm că proiectul nu prevede cheltuieli financiare suplimentare și acesta va avea un impact benefic în procesul de formare a prețului la medicamentele cu conținut de alcool etilic nedenaturat în sensul diminuării acestuia. Proiectul este elaborat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, a fost definitivat în baza avizilor autorităților interesate. Rog susținerea acestui proiect.
Da, vă mulțumesc, doamna secretar de stat. Stimați colegi, cine este pentru susținerea acestui proiect a hotărârii de guvern, rog, votați. Vă mulțumesc. Stimată doamna secretar general a Guvernului Iaconie, vă rog respectuos prezentați următorul proiect. Mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră proiectul dispoziției Guvernului cu privire la organizarea și desfășurarea manifestațiilor consacrate Zilei Memoriei, 2 martie. Proiectul dispoziției Guvernului a fost elaborat de către Cancelarea de Stat în vederea realizării prevederilor hotărârii Parlamentului cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova și a planului de acțiuni, memorie, onoare, respect. Este de menționat că proiectul dispoziției prezentat dumneavoastră spre examinare și aprobare prevede instituirea comitetului organizatoric și a planului manifestațiilor consacrate Zilei Memoriei. Realizarea acțiunilor incluse în plan, coordonate în prealabil cu toate autoritățile interesate și toate părțile participante la comemorarea victimelor, a fost discutat și definitivat. Realizarea acestor acțiuni se va efectua strict din contul mijloacelor aprobate în bugetul de stat. Proiectul dispoziției propus conține acțiuni clare și sunt coordonate în funcție de statutul epidemiologic din Republica Moldova. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, doamna Iaconie. Doar că o mică remarcă. Astăzi, în cadrul ședinței Parlamentului Republicii Moldova, au fost introduse anumite amendamente la legea cu privire la zilele comemorative și exact această zi a memoriei a fost redenumită în Ziua Memoriei și Recunoștinței. Lucru care, după mine, este într-adevăr absolut necesar, pentru că trebuie să fim recunoscători profund veteranelor care au vărsat sânge, care au căzut, care au fost răniți și care au stat la paza suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Prin urmare, stimați colegi, rog respectuos să votăm în sensul aprobării acestui proiect de dispoziție a Guvernului. Cine este pentru, rog, acceptă dumneavoastră. Vă mulțumesc mult. În continuare, doamna secretar de stat Ivanichkina, vă rog mult să faceți prezentarea de legoare la subiectul următor. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 246 din anul 2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. Scopul principal al proiectului constituie actualizarea listei proiectelor de asistență externă în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale și sau sunt acordate de organismele financiare internaționale și sunt eligibile pentru aplicarea facilităților fiscale și vamale. Importanța actualizării anexei numărul 1 și anexei numărul 2 din hotărârea Guvernului numărul 246 derivă din perspectiva lansării a circa 37 de proiecte noi de asistență externă pe teritoriul Republicii Moldova, excluderea a 4 proiecte finalizate, dar și alinierea la ultimele modificări operate în codul fiscal. Proiectul de act normativ a fost supus avizării și expertizării de către autoritățile interesate în modul stabilit de legislație, iar obiecțiile și propunerile acestora au fost luate în considerație la definitivarea proiectului, precum și incluse în sinteza obiecțiilor și propunerilor la prezentul proiect de hotărâre. Ținând cont de cele menționate, rugăm susținerea proiectului. Vă mulțumesc, doamna Ivanichkina. Stimați colegi, deci este vorba despre crearea condițiilor necesare pentru derularea în bune condiții a 37 de proiecte finanțate prin instrumentele de finanțare externă în cadrul tratatelor internaționale la care Republica Moldova a aderat.
Stimați colegi, dacă aveți obiecții, comentarii la acest punct al proiectului de hotărâre de guvern, dacă nu, rog respectuos aprobarea acestui document. Vă mulțumesc. Acesta a fost agenda. Dacă îmi permiteți. Vă rog, domnul Pașcu. Da. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, Ministerul Economiei și Infrastructurii roagă ca până la emiterea proiectului de hotărâre de guvern să fie incluse proiectele expuse în avizul Ministerului Economiei și Infrastructurii care nu se regăsesc în varianta propusă de astăzi în ședință. Reiterez că proiectele propuse de Ministerul Economiei și Infrastructurii sunt proiecte de infrastructură de importanță strategică și neincluderea acestora este sensibilă sub aspectul onorării angajamentelor asumate față de partenerii de dezvoltare și termenii de implicare a acestora. Mersi mult! Stimate doamna Lupașcu, tocmai acum un minut, cabinetul de ministri interimar sau cabinetul interimar al ministrilor a aprobat proiectul de hotărâre de guvern sau deja este hotărârea de guvern cu anexele prezentate la momentul includerii în agenda pentru dezbateri. Respectuos, vreau să vă rog, domnule secretar de stat, ca acele proiecte care le-ați avut în vedere intervenția dumneavoastră să fie prezentate adițional și cu siguranță va fi elaborată o nouă hotărâre de guvern care va viza nemijlocit proiectele la care ați făcut referință dumneavoastră. Stimați colegi, am epuizat agenda ședinței de astăzi a Guvernului. Vă mulțumesc pentru participare și rugăminte mare, așa cum am și început ședința de astăzi, aveți mare grijă de dumneavoastră, aveți mare grijă de cei dragi inimilor dumneavoastră și să avem o mare grijă față de cetățenii acestei țări. Repet, zilele următoare se va convoca Comisia Națională Situație care va examina situația epidemiologică din țară și la modul cel mai serios vom aborda chestiunea legată de asigurarea securității epidemiologice a Republicii Moldova, reieșind din noile realități care sunt, vedeți și dumneavoastră, zi de zi, apar noi cifre, cresc cifre de infectări cotidiene, prin urmare este absolut necesar să abordăm la cel mai serios mod metodologia și acțiunile orientate spre oprirea extinderii pandemiei în Republica Moldova. Vă mulțumesc încă o dată și dați-mi voie să vă urez o zi frumoasă în continuare. La revedere!